fiecare persoană are propria experiență de viață, propria ereditate, condiții specific, da, specifice de viață în care se dezvoltă într-un anumit mediu, interacționează diferit cu oamenii și este supus influențelor celor mai din jur în moduri diferite. Deci fiecare persoană este cu experiența ei personală. Care experiență personală, interacțiuni, influențe, tot ce trăiește acea persoană contribuie la programele pe care el și le creează în minte, da? Acele softuri, cum le zic eu. Creierul e hard, imaginați-vă așa, și gândurile noastre sunt softuri. Toate acestea, sigur că softurile, rețelele neuronale, toate zonele și știți cum este alcătuit creierul, harta noastră mentală, este diferită de la persoană la persoană. Informațiile, experiențele de viață, emoțiile, spuneam că sunt ca niște softuri care fac diferența de la om la om. Funcțiile cognitive, care sunt gândirea, memoria, percepția, raționamentul, imaginația, alături de emoții, spuneam, toate acestea sunt prelucrate, interpretate în moduri diferite de fiecare dintre noi. Deci asta este diferența și modul fiecăruia de a ne construi propria hartă mentală. Deci suntem arhitecții, fiecare dintre noi, arhitecții, constructorii propriei noastre minți. Ce băgăm în ea, adică, da? Ce băgăm în ea și cum o folosim. De asta spunem că este un construct al nostru. Deci mintea este supusă influenței și modelării culturale, sociale și educaționale. Experiențele, învățăturile primite, sfaturile în timpul vieții contribuie la dezvoltarea și modelarea proceselor mentale și a comportamentului uman. Prin urmare, mintea este un construct al omului în sensul că este rezultatul complex al activității cerebrale individuale, ați înțeles, și al interacțiunii cu toți factorii de influență. Din mediu, cu persoanele, da, din jurul nostru, factorii, influențe sociale, culturale, toți suntem supuși la astfel de influențe. Deci, oamenii sunt diferiți, mintea lor este diferită, funcționează diferit, mecanismele de procesare sunt diferite, funcțiile și calitățile minții sunt diferite, programele mentale, rețelele neuronale, da? Hărțile mentale sunt diferite. Și noi ni le construim, da? Într-un fel își construiește un profesor, creierul, da, softurile lucrează, de ce se numesc intelectuali profesorii? Pentru că lucrează cu idei, intelecte, da, cu mintea, da? Într-un fel, da, rulează și creează mintea un profesor, într-un fel un inginer, în altfel un contabil, ați înțeles? În altfel un instalator. Sigur că fiecare dintre noi, în funcție de pregătirea, activitățile, educația, influențele și tot ce suntem noi, ne-am construit mintea într-un anumit fel.